Există mai multe mituri despre bateria telefonului mobil care pur și simplu nu sunt adevărate, și totuși aceste mituri circulă și provoacă anumite obiceiuri inutile, transmise mai departe fără un fundament științific. Atunci când vine vorba despre bateria telefonului, există numeroase zvonuri care nu sunt adevărate. Pentru a te asigura că nu vei avea probleme cu dispozitivul tău pe termen lung, trebuie să ai grijă de bateria sa. Bateria telefonului mobil este una dintre cele mai importante componente ale sale. Dacă vrei ca dispozitivul tău să funcționeze bine pe termen lung, trebuie să fii atent cum funcționează bateria. Există mai multe trucuri pe care le poți folosi în acest sens, potrivit experților. Nu trebuie să lași smartphone-ul la încărcat peste noapte. Este un mit. Adevărul este că tehnologia deșteaptă folosită la noile modele de smartphone oprește încărcarea bateriei atunci când aceasta a ajuns la capacitatea maximă de stocare a energiei. Iar dacă cumva nivelul bateriei scade cât timp telefonul este la încărcat, procesorul știe exact cât să o încarce, a explicat Sergio Flores, inginer la o firmă cunoscută de telefoane. Trebuie să ții telefonul pe mod. Modul de economisire al bateriei după încărcare. Este doar un alt mit despre bateria telefonului. A ține telefonul pe modul de economisire după încărcare nu va afecta sistemul de operare. Un alt mit ar fi că poți încărca smartphone-ul la o sursă publică de energie. Adevărul este că nu este recomandat să-ți încarci telefonul la prize sau porturi USB publice, spre deosebire de sursele de energie din propria locuință, cele de la restaurante sau aeroporturi ar putea deveni rapid o modalitate de a transfera datele. Trebuie să încarci telefonul complet înainte de a-l folosi prima oară. Adevărul este că telefonul, dacă este nou-nouț, are deja suficientă baterie pentru a funcționa câteva ore, și pentru a-și face setările inițiale de software. Acesta este unul dintre cele mai cunoscute mituri despre bateria telefonului mobil, pe care nu trebuie să le mai crezi. Nu trebuie să încarci telefonul până când nu se epuizează complet bateria. Adevărul este mai bine să încarci constant telefonul de-a lungul zilei. Este unul dintre cele cinci mituri despre bateria telefonului mobil care sunt crezute de mulți oameni.